Îl rog pe domnul profesor Stanciu Cezar, lector universitar la Universitatea Valahia din Târgoviște, în cadrul Facultății de Istorie, să ne spună câteva cuvinte despre mine. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc. Domnule primar, domnule director, stimați colegi, dragi elevi, sunt cadru didactic și, deși cea mai mare parte a autorului comandă unei elevi, n-am de gând să țin o prelegere. Sunt convins că principalele evenimente care au precedat momentul 2 la 1939, precum și consecințele sale, sunt cunoscute. Ar dori însă să profit de această oportunitate pentru a puncta două aspecte în mod special. Analizând un moment fundamental în evoluția statului român, cum a fost Mica Unire, trebuie întotdeauna, cel puțin asta încerc eu să fac cu studenții de la istorie, trebuie întotdeauna să încercăm să tragem învățăminte pentru prezent. Semnificația lui să fie ruptă de realitatea cotidiană, să fie doar o narațiune uitată în cărți. Să încercăm să o aducem aproape. Și dacă analizăm atent contextul respectiv, putem trage foarte multe învățăminte pentru zilele noastre. Două vreau să punctez în mod special aici. În primul rând, momentul 24.1939 este parte a unui proces foarte larg de transformare în societatea românească. Și astăzi trecem în continuare prin un proces similar. Este o transformare care a început pe la începutul secolului al XIX-lea, odată cu generația pe care, peiorativ atunci, cu respect acum, o numim bonjuristă. Primii tineri care au plecat în străinătate să studieze, mai ales la Paris, dar nu numai, și care s-au întors în țară, încercând să contribuie la schimbarea societății române, la modelarea ei, în funcție de ceea ce văzuseră în alte societăți mai dezvoltate. Oamenii ăștia, bonjuriștii, revoluționarii pașoptiști de mai târziu, miniștri din timpul Carol I, sunt niște oameni care ne oferă nouă astăzi un exemplu foarte important și la care rare ori ne gândim. Imaginați-vă că aproape toți proveneau din familii înstărite. Erau fii de boieri. Ei au studiat la Paris, cele mai bune universități din Occident, au luat diplome cu care, în termenii zilelor de astăzi, și-ar fi putut face un viitor strălucit în străinătate. Că mă gândesc la marea majoritate a auditorului care e format din elevi, câți dintre voi, obținând o diplomă importantă în străinătate, s-ar mai deranja să întoarcă în țară, să facă ceva pentru țară. Oamenii și-au făcut. Ei au renunțat la confortul și bunăstarea pe care și statutul social și diplomele le ofereau. Au venit aici unde felul de bonjurist era peiorativ. Erau luați peste picior. Că în loc să poarte captan boieresc, portau joben. Ei s-au expus ridicolului în multe situații. De dragul de a schimba societatea românească. De a oferi un alt viitor. Putem noi astăzi să facem același lucru? Eu cred că putem. Și din acest punct de vedere, nu trebuie să ne uităm la oameni precum Bălcescu, Cogălnicianu, Cearu, Sedica, la niște icoane. Să-i vedem ca pe niște oameni ca și noi. Au avut de luat aceleași decizii pe care le aveți voi de luat. Acum. Și erau la fel de nemulțumiți de societatea în care trăiau, cred că sunt de probabil mulți. Dar au ales să nu plece. Să se întoarcă și să se sacrifice pe ei înșiși pentru bine în societate. Ei au făcut 24 ianuarie 1989 și mai târziu, bineînțeles, 1 decembrie 1918. Cu bune și cu ele, România există, fiindcă ei au renunțat la bunăstarea proprie de dragul societății românești. Este un exemplu.
Este un model. Este ceva ce trebuie învățat. Un al doilea lucru pe care aș fi vrut să-l puntez. Unirea principatelor române, la fel ca și, deci mica unie, la fel ca și mare unie, mai târziu. Oricât ne-ar plăcea să vedem, nu a fost doar meritul societății românești. Ele s-au produs într-un context european, de care nu le putem desprinde. Întâi de ce Dumnezeu n-ar fi existat fără primul de România, pe care nu l-a declanșat și nu putea să câștige România. La fel, 24 ianuarie 1959, așa cum sunt convins că elevii au învățat la școală, a fost produsul indirect al războiului din Europa. Nașterea, vreau să spun, statului român modern, s-a produs în contextul unor transformări la nivelul continentului, a fost parte a unui proces istoric european. Este greșit să separăm ceea ce s-a întâmplat nouă de ceea ce s-a întâmplat în Europa, pentru că este o semnificație. Europa, din acest punct de vedere, ne-a ajutat ideile de acolo. Și astăzi ne aflăm în aceeași situație. Vin multe idei de acolo, multe ne plac, multe nu ne plac, nu ne plac. În multe privințe avem dreptate, în multe privințe greșim. Dacă însă încercăm să obținem din evenimentele astea o semnificație pentru prezent, aceea nu poate fi decât că progresul și transformarea și progresul românești s-au produs și deși nu se pot produce decât în context european. Nu trebuie să ne fie rușine să recunoaștem că avem multe de învățat de la alte națiuni de mai dezvoltate. Și nu trebuie să ne fie frică, este un mesaj foarte important pe care vreau să-l transmit și spun mereu studenților. Nu trebuie să ne fie frică de pierderea identității naționale în contextul integrării europene sau a globalizării. Identitatea națională nu se poate pierde. Pentru că ea nu este iar de multe ori greșit se înțelege în spațiul public. Un lucru stat. Identitatea națională este un concept dinamic. Se transformă în permanență. Fiecare generație își definește identitatea mult diferit. Este foarte firesc să fie așa. Identitatea națională trebuie nu păstrată, pentru că atunci am înghețat trecutul. Trebuie permanență redefinită și îmbogățită. De aceea nu trebuie să ne fie frică de mult. Nu trebuie să ne fie frică că vom pierde ceva. Nu putem de câștiga. Din aceste puncte de vedere, consider că exemplul pe care ne oferă nouă astăzi Unirea Mică și tot procesul din care face parte acest moment, reprezintă o sursă de optimism. O sursă de optimism și de încredere. S-a putut și deci se poate. Stă numai în puterea noastră dacă ne vom mai ridica în înălțimea unui asemenea eveniment sau nu. Nimeni nu ne împiedică. Stă în puterea noastră. Să avem încredere în noi. Mulțumesc pentru invitația.